la un nou episod al Realității Auto de pe Piața Germană. Sunt în parcul auto unde am filmat prima serie de mașini non-germane. Și astăzi am revenit aici pentru a vă arăta BMW-uri. În acest parc auto sunt ceva mai multe BMW-uri expuse față de alte parcuri în care am fost până acum. Cum vedeți, sunt foarte multe mașini pe aici. Toate sunt în stare destul de bună, destul de noi, nu mai sunt și unele mai ciudate, mai vechi, dar în general mașinile din acest parc auto sunt de generație destul de nouă. Dar am venit pentru BMW-uri. Și haideți să începem să prezentăm BMW-urile. Și iată că avem aici patru bucăți. Seria 5, seria 1. Și haideți să începem cu prima, cu aceasta neagră de lângă noi. Mergem întâi la detalii și aflăm că este un seria 5 X-Drive 525D la mâna întâi din 2014, doar 127.000 de km la bord, este diesel, 218 cai putere, motor de 2 litri, la prețul de 22.900 de euro. Iată și aici detaliile mai bine. Și ce vine cu soft close pentru uși, head-up display, ce mai cruise control, faruri adaptive, X-Drive este cu tracțiune integrală și la exterior se prezintă chiar foarte bine. La o primă vedere, pe aici, în acest parc auto, nu am văzut mașini care să fie într-o stare proastă. Haideți să vedem dacă se poate vedea ceva și la interior. Iată-o. Se prezintă chiar foarte bine. Să vedem mai departe. Mai departe, tot un seria 5, vecinul. Foarte argintiu. În stare la fel de bună. Recunosc că mie îmi place foarte mult forma acestui, desenul acestui seria 5, mai mult decât cum arată generația actuală. Haideți să vedem detaliile, cât se poate vedea. Cam greu, așa că vi le citesc. Este un 530D limuzine, adică berlină. Motor de 3 litri cu 146 de mii kilometri din 2000, nu văd absolut nimic. 2000 cât o fi? 18.900 de euro. Pare să scrie 2017. Mai departe avem un seria 1 Cabrio. Și acesta plin de gheață pe parbriz, nu știu dacă putem vedea ceva, dar încercăm. Un 118 diesel M sport pachet pe un diesel cu 90.000 de km la bord din 2012, 143 de cai putere. La prețul de 13.000 de euro. Și uite, așa ați plătit 5.000 de euro în plus ca să scrie M pe un schimbător de viteze la o mașină diesel. Haideți să încercăm să vedem interiorul. Exact cum vă spuneam, o cutie manuală pe care scrie M la o mașină diesel, sport. Ultima mașină din acest rând este un seria 4
Și acesta se prezintă foarte bine la exterior. La interior sper să putem vedea ceva. Iată, cutia este automată. Este foarte curat, se prezintă foarte bine. Și să mergem să vedem și detaliile. Iată, este un 418D Grand Coupé din 2015, cu 144.000 de km la bord, 150 cai putere, motor de 2 litri, cu un singur proprietar anterior, la prețul de 18.500 de euro. Și haideți să vedem ce mai găsim. Iată aici, avem un E90, un seria 3, cu o mică julitură pe bară, faruri cu xenon, despre care aflăm că este un 318i, combi, 129 de cai putere, motor de 2 litri, 181.000 de kilometri, din 2006, pe benzină, la prețul de 4.000 de euro. Sunt curios aici cum sunt frânele. În regulă. Haideți să vedem interiorul. Schimbătorul de viteză este un pic tocit, după cum se vede, cutie manuală în 6 trepte. Iată, se primește aici un parasolar și un rând de roți de schimb. Iată, senzor de parcare. Alături avem încă o cabrioletă seria 1, aceasta, care la prima vedere mie mi se pare aici un pic dubios spațiul acesta cam mare. Iată, dacă se vede deja și pe dedesubt, ceva este dubios. Ceva este foarte dubios la ea. Nu știu, mie nu-mi place cum stă bara. Mie unul. Haideți să aflăm detaliile. Iată, este un seria 1 din 2010, diesel, 184.000 de km, 143 de cai putere, la prețul de 8.000 de euro și se spune că este și Euro 5. Adică cât de cât va mai avea voie să circule prin orașele din Germania și fără taxe chiar și prin București. Iată aici un X5, foarte impunător. Arată foarte bine. Și despre care aflăm că este un X-Drive 40D Pure Excellence din 2014, doar 77.000 km, Euro 6, 313 cai putere, 35.000 de euro. Interiorul se prezintă foarte bine. Iată aceste scaune bej. Un display mare pe bord. Display-uri la tetiere pentru copii. Și de asemenea putem să luăm și prietenii copiilor cu noi, deoarece există și acest rând suplimentar de scaune în portbagaj. Un model cu adevărat deosebit. Iar de la acel X5 ne îndreptăm spre acest seria 2. Iată-l. Este hibridă chiar.
Farurile sunt simple cu halogen, despre care aflăm că este un 225 XE Performance din 2017 cu doar 31.000 de km la bord, 224 de cai putere, motor de 1.5, hibridă, electrobenzină, la prețul de 21.000 de euro. Haideți să vedem interiorul. Iată-l cum se prezintă. Și acesta este foarte curat. Toate sunt într-o stare foarte bună la interior. Iată că mai avem aici încă un X3. Care poate fi al dumneavoastră, la prețul de 17.990 euro și este un xDrive 28i din 2012 cu 106.000 km, 245 de cai putere, motor de 2 litri pe benzină. Cutia este automată. Iar interiorul este și acesta foarte bine curățat și este foarte în stare foarte bună. Și iată, avem și un fel de imitație de lemn pe consolă. Iar de la acest X3 ne îndreptăm spre următorul X3. Acesta roșu vișiniu. Despre care aflăm că este un 30D cu 115.000 km din 2010, 218 cai putere, motor de 3 litri la prețul de 13.000 de euro. Cutia automată, foarte curat la interior și cu bordul un pic mai vechi din generația anterioară. Iată-l și din spate. Iată senzorul de parcare. Aici sunt curioși de frâne, fiind mai vechiut, în ce stare sunt. Chiar foarte bune, n-au pic de cant. Anvelopele par să fie M plus S, sunt de iarnă. Iată, mai avem în acest parc auto încă un seria 2, mașină care mie unul mi se pare foarte urâtă și plictisitoare, comparație cu alte modele BMW. Recunosc, mie nu-mi place, mie unul, e chestie de gust. Despre acesta aflăm că este un 218D diesel din 2017, 162.000 de km, 150 de cai putere, cutie automată, la prețul pe care îl vedeți dumneavoastră aici, de 16.490 euro. Haideți să vedem interiorul. Nici o surpriză, arată foarte bine, este curat. Deci o să verific eu și frânele, discurile de frână. Aici întâlnim o mică surpriză, cant. Cant mărișor. Deci va trebui să cumpărați niște discuri de frână noi. BMW X3. Și acesta este într-o stare foarte bună. Aflăm despre el că este un xDrive 20i cu motor pe benzină, doar 11.000 de km în 2019. Este aproape nou, 184 de cai putere. Deci va fi motorul de 2 litri. La prețul de 40.000 de euro.
Și iată și interiorul. Iar pentru o astfel de mașină, la un astfel de preț, eu nu recomand să se achiziționeze mașina așa de scumpă de la un dealer turcesc, deoarece sunt turci aceștia, deoarece nu veți primi garanția BMW. Ori pentru mașinile aproape noi, pentru asta dați acei bani în plus, pentru garanție. Nu vreți să cumpărați o mașină foarte, foarte scumpă, foarte nouă, de la un dealer neoficial. Deoarece nu veți avea parte de garanția dealerului, de garanția producătorului. Recomand mai degrabă de la astfel de dealer să se achiziționeze alte autovehicule, generații mai vechi sau mai ieftine de la care să nu aveți pretenții. În niciun caz mașini aproape noi. Nu se merită. Și iată că am ajuns la ultimul BMW din filmarea de astăzi. La acest X5, foarte alb și foarte frumușel. Și acesta costă destul de mult, 33.790 euro pentru un X5 din 2015, de 137.000 de kilometri, 258 de cai putere, Euro 6. Motorul, evident, de 3 litri. Interiorul se prezintă și aici foarte, foarte bine. Și iată, sunt și roți, un rând de anvelope de schimb disponibile. Iată-l și de la depărtare. Cam aceasta a fost prezentarea pe ziua de azi. Vă mulțumesc pentru atenție și pe data viitoare. La revedere!